Hristos i-a îndemnat ca ucenicii să le ofere oamenilor ceva de mâncare. Dar aceștia au răspuns că nu au decât 5 pâini și 2 pești. De fapt, erau proviziile pregătite pentru comunitatea apostolilor și pentru Învățătorul Hristos. Hristos arată ucenicilor și de această dată că fără de El, fără intervenția lui Dumnezeu, ei sunt neputincioși și nu pot face nimic. Poruncindu-le să aducă cele 5 pâini și pește cei doi la sine, Hristos, auzind din Evanghelia zilei, că și-a înălțat privirea la cer. Această înălțare a privirii înseamnă recunoștința adusă lui Dumnezeu Tatăl, Părintele Ceresc, pentru că El tot timpul a fost împreună cu Fiul Său. Apoi binecuvântând, aflând și a dat ucenicilor ca aceștia la rândul lor să ofere mulțimii. Hristos arată totodată semnul smereniei și al supunerii față de Părintele Ceresc, arătând că minunea care se va produce nu o săvârșește doar El singur, ci împreună cu Dumnezeu Tatăl, așa precum odinioară Dumnezeu Tatăl împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt au creat lumea. Mulțimea a fost săturată și încă au rămas adunate fiind 12 coșuri de fărâmituri. Prin această relatare că au rămas 12 coșuri de fărâmituri, noi înțelegem că cele oferite de Mântuitorul Hristos mulțimii erau un surplus, erau mult prea suficienti. De fiecare dată, iubiți credincioși, ceea ce Hristos ne oferă nouă este cu prisosință. În pustie, în preajma Mântuitorului, erau adunați ca la 15.000 de oameni, pentru că evanghelistul zice că erau doar 5.000 de bărbați în afară de femei și copii. Hristos oferă și niciodată din ceea ce El împarte nu se sfârșește. Și la încheierea dumnezeieștii liturghii, pentru că această înălțire a pâinilor este și o prefigurare a tainei Eucaristiei. La încheierea liturghii noi rostim în Sfântul Altar. Se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu. Cel ce se frânge și nu se desparte. Cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Evanghelia de astăzi ne dovedește nouă cu prisosință că oamenii care îl urmează pe Hristos și caută mai întâi hrana duhovnicească, cuvântul Evangheliei sale, negreșit primesc și toate cele necesare ale vieții cotidiene. De aceea, iubiți credincioși, să stăruim în rugăciune și să-L urmăm necontenit pe Hristos. Prioritar în viața noastră este dimensiunea spirituală a vieții. Pentru că am văzut că și această mulțime mai întâi s-a alimentat spiritualicește, a ascultat Cuvântul lui Dumnezeu
și probabil l-au ascultat pe Hristos cu ore ieșire, neținând seama când s-a lăsat mama. Din acest fragment evanghelic, noi desprindem și credința consolidată și puternică a mulțimii, pentru că ei nu plecau, ei nu au cerut să fie alimentați cu vești. Ucenicii s-au apropiat de Mântuitor. Și noi, dragi credincioși, trebuie să ne aflăm în biserici și în oricare loc, găsindu-L și regăsindu-L pe Hristos, pentru ca El să fie cu noi. Iar grija manifestată de către ucenici față de mulțime trebuie să fie o adevărată pedagogie pentru noi toți, ca și noi la rândul ne să arătăm grija noastră, slujirea noastră filantropică față de toți nevoiașii care nădăjduiesc în mila și ajutorul nostru. Să arătăm față de semeni iubire milostivă, pentru că Hristos ne dă asigurări că Cel care este milostiv este și fericit și miluit va fi. Fericiți cei milostivi, ca aceia se vor milui. Și să nu ne pierdem cumpătul că vom rămâne săraci și neajutorați. Cel care este cu Hristos și Hristos este continuu cu El și îl ajută, precum zice psalmistul, întinzând cu mâna ta, toate se vor umplea de bunătăți. Să avem de plină certitudine, dragii mei, că dacă vom arunca spre Domnul grija noastră, El ne va primi pe noi, așa cum ne spune profetul David. Participând la liturghia eucaristică, iubiți credincioși, alimentându-ne cu Hristos cel eucaristic și cu cuvântul slavii Împărăției lui Dumnezeu, care izvorăște din Evanghelia sa, să ne unim și cu liturghia socială, cea filantropică. Ieșind din biserică, antremați duhovnicește, să continuăm misiunea noastră ca adevărați ucenici ai Mântuitorului Hristos prin a săvârși fiecare, conform puterilor și capacităților noastre, liturghia filantropică. Și doar unindu-le pe acestea două, noi împletim virtuțile milostivirii noastre asupra oamenilor și a iubirii manifestată față de semeni. Iar Cel care arată iubire necondiționată și milă față de aproapele, acela rămâne inundat de iubirea lui Hristos, care se revarsă continuu asupra ființei umane. Să înălțăm privirea noastră a inima Mântuitorului la cer și să-L rugăm pe Părintele nostru cel Ceresc să nu ne părăsească nici când, ci să ne ofere capacitatea și tăria credinței ca să iubim și să arătăm milă față de aproapele. Amin. Iubiți credincioși, vă adresez tuturor și mesajul părintesc de binecuvântare al Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir, care în aceste zile întreprinde vizită pastorală în orașul Sankt Petersburg, unde a participat la manifestările bisericești prilejuite de celebrarea Sfântului Tocmai cu Apostolului Mare Gneaz Vladimir. Ieri a participat la lucrările Sfântului Sinod, iar astăzi, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Kiril și membrii Sfântului Sinod, a slujit Sfânta Liturghie în orașul Kronstadt.
Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi cu toți.